9 și articolul 68 al alineatul 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificări și compensări ulterioare, dispune. Articolul 1 alineatul 1 se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 3 februarie 2016, ore 13 la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Bucium pentru anul 2016 și estimărilor pentru anii 2017-2019, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonator terțiar de credite, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de rețea școlară din Comuna Bucium pentru anul școlar 2016-2017, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2016, inițiator primarul Comunei. 5 diverse. Doamna președintă, mulțumim, vă rog să vă luați în serios activitatea. Mulțumim. Să supunem la vot ordinea de zi pentru ordinea de astăzi. Cine este pentru? Cine se abține? Supunem la vot procesul verbal din ședința din 28.2016. Cine este pentru? Domnule primar, aveți cuvântul pentru a reprezenta primul punct în ședința de astăzi. La primul punct. Aici este bugetul pentru 2016. O să vă citesc din raportul de cheltuieli, buget local, anul 2016, secțiunea de funcționare. Capitolul 5102, 890.000 lei, din care 600.000 lei pentru cheltuieli de personal, reprezentând salariile demnitarilor funcționarilor din aparatul de specialitate, precum și indemnizațiile consilierului local pentru anul 2016. 250.000 lei pentru bunuri și servicii reprezentând prestări de servicii pentru întreținere și funcționare, furnituri de birou, materiale de curățenie, cheltuieli cu energie electrică, telefoane, fax, internet, timbre poștale, recomandate, abonamente de presă, combustibil pentru autoturism și microbus școlar, lemne, obiecte de inventar, formulare tipizate, tonele, cutii, xerox și descris cotizații ADIB, ADIS, GAL și altele. Materiale necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul unității. 40.000 lei pentru unele reparații curente la sediul primăriei. Capitolul 5402. 40.000 lei pentru plata indemnizațiilor și contribuțiilor la bugetul de stat pentru persoanele membre în comisiile de alegeri în anul 2016. 10.000 lei pentru cheltuieli cu formulare tipizate și furniturile de birou pentru alegerile din iunie 2016. Capitolul 5602. 50.000 lei, sumă ce reprezintă contribuția comunei la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial la persoane cu handicap pentru anul 2016. Capitolul 6102. 7.000 lei pentru achiziționarea de materiale pentru protecție civilă PSI. Capitolul 6502. 1.252.000 lei, din care 1.082.000 lei pentru cheltuieli de personal reprezentând salariile cadrelor didactice, sumă repartizată de AJVP Bacău, conform adresei numărul 3849 din 31.12.2015 pentru anul 2016. 170.000 lei pentru bunuri și servicii, din care 130.000 lei pentru cheltuieli prevăzute la articolul 104 alineatul 2 litera B și E din Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011, reprezentând cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli cu întreținerea curentă. Sumă repartizată de AJF Bacău prin adresa numărul 3849 din 31.12.2015 și 30.000 lei pentru decontarea transportului cadrelor didactice cu domiciliu în alte localități din județ în afară de Onești și pentru decontarea microbuzului pentru copiii din Cătunul Hunț până la Ștaua Lăcăuți, sumă susținută din veniturile proprii ale bugetului local. 10.000 lei pentru achiziționare materiale pentru izolare cu polistirena a centralei de la școala Bucium. Capitolul 6702. 28.000 lei bunuri și servicii, din care aici ar fi 48, dar cred că e greșeală cu 2. 48.000 lei din bunuri și servicii, din care 30.000 lei pentru materiale și prestări de servicii pentru bisericile din comună.
10.000 lei pentru acoperire cu plasă a terenului mini-fotbal de la Răcăuți. 5.000 lei pentru plată utilități cămin sat Răcăuți. 20.000 lei asociație și fundație pentru echipa de fotbal. Capitolul 6802. 423.000 lei, din care 231.000 lei pentru plata cheltuielor de persoană pentru asistență. 154.000 lei pentru plata indemnizației persoanei cu handicap. 10.000 lei pentru ajutor încălzire locuințe cu lemne de la AJTS Bacău. 28.000 lei pentru ajutor încălzire locuințe cu lemne legea 416 pentru perioada noiembrie 2016 martie 2017, sumă repartizată de AJTP Bacău prin adresa numărul 3849 din 31.12.2015. Capitolul 7002. 238.000 lei bunuri și servicii, din care 100.000 lei pentru plata apă rece consumată de consumatorii din satul Răcăuți, sumă ce provine din casările de la consumatori din satul Răcăuți. 100.000 lei pentru iluminatul public și reparațiile curente la rețeaua de iluminat. 38.000 lei pentru serviciile de cadastru pentru parcelări. Capitolul 7402. 86.000 lei bunuri și servicii pentru plata de salubritate, sumă ce provine din încasarea taxei de salubritate de la cetățenii comuni. Capitolul 8402. 61.65 lei bunuri și servicii pentru dezăpezire și prestări servicii în drumuri. Urmează secțiunea de dezvoltare. Capitolul 5102. 50.000 lei pentru achiziționarea unei centrale de lemne, de lemne pentru sediul primăriei. 90.000 lei din fondul de rezervă din anii precedenți pentru achiziționarea unui autoturism autoutilitar. Capitolul 6502. 15.000 lei pentru întocmirea documentației și obținerea vizei ISU pentru școala Răcăuți și școala Buciu. Capitolul 6702. 100.000 lei pentru lucrarea compartimentare și instalații sanitare de la Căminul Cultural din satul Răcăuți. 54.500.000 lei pentru amenajarea mini-teren fotbal în sat Buciu, în comuna Buciu, în curtea școlii. O să fie în curtea școlii. Capitolul 7002. 100.000 lei pentru puț forat în comuna Buciu. Capitolul 7402. 100.000 lei pentru întocmire SF, obținerea vizei autorizare și întocmire cerere de finanțare pentru obiectivul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în sat Buciu, comuna Buciu. Proiect ce urmează a fi depus la AFIR pe măsura 7.2, sesiunea din martie 2016. Capitolul 8402. 60.000 lei cheltuielile eligibile din Programul Național de Dezvoltare Locală și care trebuie susținute din buget local pentru obiectivul investiției modernizare drumuri locale Sătești în comuna Buciu, în județul Bacău. Și 2.154.000 lei subvenții primite de la bugetul de sat pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru lucrare modernizare drumuri locale Sătești în comuna Buciu, în județul Bacău. Dacă vreți, o iau de la un capăt mai detalat sau ați înțeles. Ați înțeles sau mai pe fiecare vă spun ce este sau dacă ați înțeles și știți ce... Doamnă președinte... Da, mulțumim, domnule primar, domnul președinte de Comisie Bugeta, vă spune. Deci, după cum ați constatat și dumneavoastră, bugetul parul acesta este mai mic decât celul de anul trecut. În schimb, se observă o drămuire mai bună a banilor, pentru că, dacă ne uităm la capitolul dezvoltare, vedem, realizăm mult mai multe, adică mai palpabile, decât cele de anul trecut, mă refer aici. Nu, au fost și anul trecut. Și anul trecut, dar acum sunt foarte vizibile. Altele ce trebuie. Altele care trebuie și sunt foarte vizibile. Cu importanță. Cu o importanță socială mai mare. De asemenea, salut aici introducerea sumei de 40.000 de lei, pe care acum, parcă 2 ani, am cerut-o pentru reparații curente la sediul primăriei, la fațada primăriei, și este un lucru foarte... Nu cred că o să intre fațada primăriei. Ce o să fie, dar oricum, se va moderniza ceva. Amenajare unde arhiva, da. Unde e cu geamul. De asemenea, este de salutat. Văruit unde se poate. Este de salutat suma de 30.000 lei pentru decontarea
biletul de autobuz ca să nu mai fie aceeași problemă. Acum există lege în care noi, consiliul local, trebuie să aprobăm și avem obligația să decontăm asemenea lucruri. De asemenea, aici, la punctul acesta, care se referă la școli, cât de curând va apare, va trebui să vă informez, cât de curând va apare o hotărâre. Aici sunt tot bani publici, iar direcțiunea școlii și școala va avea obligația să afișeze felul în care cheltuiesc banii, atât cei primiți prin Ministerul Finanțelor, cât și cei primiți de la bugetul local. Pentru că, fiind bani publici, așa cum noi afișăm cheltuirea banilor la vizier, așa va trebui și la școală. Deci sau pe site. Sau pe site. Dar ministrul învățământului a spus că are obligația ca cetățenii să fie informați despre această problemă. În rest, lucrul, dacă ar fi fost bani mai mulți, cred că s-ar fi putut introduce și altfel. Dar deocamdată, acestea sunt banii, toți am văzut atât secțiunea funcționare și dezvoltare, comisia nu are niciun fel de obiecțiune la această hotărâre și este de acord cu cele prevăzute de bine. De asemenea, de salutat și achiziționarea unui automobil. Ați văzut că automobilul este luat din fondul de lumen, bani pe care am făcut economii i-am pus în fondul de lumen, iar acum cu acei bani că ar fi să luat o mașină pentru Bacou, București, nu pentru... Nu e necesar. Nu pentru... Necesar. Mers la Barcelona sau la... Da, toate primăriile au așa ceva și este normal și mai ales că s-au făcut economii la aceasta și nu s-au... În alți ani, dacă vor fi la anul, la... Mai vorbim. Dar nu mai fi, mai vorbim. Comisia este de acord. Mulțumesc, mă. Să scrie la cuvânt de acest. Mai dorește cineva? Aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Am să vin cu câteva propuneri. La capitolul 6502, eu înțeleg că acolo unde se cheltuiesc 30.000 de lei pentru transportul, pentru decontarea transportului cadrelor, mai citesc o dată. Poate n-am înțeles. Cu domiciliu în alte localități din județ, în afară de Onești. Da. Deci asta înseamnă că profesorii din Onești... Profesorul din Onești o să meargă cu micropozul care îl avem. Iar celelalte sunt de la Slănic, de la Mănăstirea, avem de la Slănic, de la Mănăstirea, de la Târgogna. Am înțeles. Și ca să folosesc același termen, să nu mai supăr pe domnul președinte al Comisiei de Buget Finanțe, folosesc și eu termenul de salutat. Este foarte bună ideea cu transportul copiilor de om de jos la școală, pentru că se întrerupe un episod foarte periculos. De fapt, s-a și întâmplat un accident. Pot fi multe accidente, că sunt copii mici, sunt destul de mulți și este foarte bună idee. La capitolul 6702, la cheltuirea 10.000 lei pentru acoperirea cu clasa atelierului de mine fotbal de la Răcăuți. Bine, suma nu este atât de mare, dar eu aș veni cu o propunere să se împrejmuiască, adică să se acopere partea de deasupra gardului. Că de fapt... Lăsați-mă să duc ideea asta deasupra. Nu, ideea de a... Adică chestia asta de a întrerupe este pentru intimidare, nu este pentru... Deci nici n-ați înțeles ce vreau să spun. S-ar folosi mai puțin bani, adică să poate acoperi numai deasupra gardului. Pe lungime, de exemplu, de un metru, un metru jumate. Că, de fapt, de ce ar trebui să acoperi tot? Că mingea o dă când trage la poartă, nu dă cucuri în sus ca să ajungă mingea în altă parte. Și atunci, ar rămâne, adică s-ar putea cheltui. Eu am înțeles, domnul primar a spus că e posibil să poată bituma terenul și asta ar fi foarte bine și ar putea să facă un teren de tenis. Că, eu știu, poate și alții ar mai fi un teren de tenis de câmp. Nu e cheltuială cine știe ce, o plasă și trasarea unui teren nu e mare lucru. Adică s-ar cheltui mai puțin cu plasa aceea, ca să acoperi tot din capăt în cap, mi se pare o chestie forțată. Dar în sfârșit, e o propunere, nu fac. Și
Pentru că tot fac propunerea așa și chiar și la ședința anterioară, domnul viceprimar era președinte, a zis că propunerile, că am fost de acord. Păi da, am fost de acord, dar și cu propunerea mea, dacă ea nu s-a pus în, la vot, normal că n-a trecut și de asta zic, fac propunere, nu fac altceva, nu trebuie să facem caz și să ne blocăm la mantinelă. Da, la capitolul 7002, 38.000 lei pentru servicii de cadastru pentru parcele. Înțeleg că e vorba de acel cadastru care îl așteptăm din 91? Nu. Nu? Explic citat, dacă vreți. Să o luăm întâi, mai aveți altă întrebare? Mai am, dar ori lăsați la urmă pe toate, tot așa, perfect. Până terminați. A, deci să termin, da? Hai, domnul tot. Nu, continuați. Da. Păi da, dar dacă aș înțelege de ce parcelări e vorba, aș mai face o propunere. Le spuneți pe toate și o să domnul primar cum vă dă răspuns la urmă. Da, bun, atunci să mă, adică să mai explicitez eu. Deci, se așteaptă un cadastru, deci o lucrare de cadastru mai mare, pentru că în extravila știm toți că nu e nimic corect. Adică terenurile sunt așa cum sunt ele. Peste, nu mai dau exemplu că am vorbit de zeci de ori, de terenul de la Scurtul de Răcăuț, unde sunt unii peste alții și așa mai departe. Dar probabil v-ai explicat de ce parcelări, adică despre ce parcelări vorbim. Da, la dezvoltare. Deci se cheltuie o sumă la 84.02 pentru dezăpezire și prestări servicii drumă. Eu aș face o propunere, tot prin GAL, s-ar putea achiziționa o mașină, un utilaj, mai special așa pentru dezăpezire și cu posibilitatea de împrăștire a materialului antiderapant. Așa cum nu era prevăzut, mi se pare, la bugetul de anul trecut, utilajul care s-a achiziționat și s-a putut achiziționa cu niște eforturi, dar cred că s-ar putea. Și atunci nu s-ar mai cheltui, mi se pare o sumă totuși, nu știu dacă e mare. Acum prestări, servicii, drumuri, se pot face și cu utilajul deja achiziționat, existent. Și ultima problemă, la capitolul 7402, e vorba de cheltuirea unei sume pentru întocmirea SF, obținerea vizei, autorizare și așa mai departe. Un proiect depus la AFIR, dar canalizarea pentru satul Buciu, aici aș veni cu o propunere, bineînțeles că este însoțită și de o stație de curare și probabil când se va face ca SF-ul și proiectul, se va ajunge la concluzia că așa, la prima vedere, cred că ar trebui stația de epurare să fie în partea de jos, undeva mai spre Răcăuț. Și atunci s-ar putea, cumva, cred eu, o extindere pentru măcar pentru partea stângă, în sensul de mers Răcăuțonești, canalizare pentru casele de pe partea stângă. La prima vedere, așa, cred că e posibil la ce avem în față. Cam atât. Începe să dau răspunsurile. Pentru plasa de la terenul de Răcăuț, fiindcă are 13 metri pe 30 de metri, nu poți să pui numai un metru pe margină roată, nu poți să faci așa ceva, când o dat cu piciorul mici, sare, se duce, bat pe tabla de la școală, pe acoperișă de la centrală sau în grădină la Aglaia. Am zis că s-a acoperit tot cu plasă de plastic, cât mai dacă mai rămâne ceva, vorbim de pus ceva și jos, dacă mai rămâne. Nu, am pus așa niște sume, s-ar putea să ajungă, s-ar putea să nu ajungă. Nu se poate numai un metru roată, că e mic, dă cu piciorul, sare mingea în sus, cade pe acoperișul sau în grădină la Zoaia, urmă sparge gardul și trebuie să ajungă acolo. Ce trebuie făcut așa? Și ăsta de la Bucium tot la fel. Să faci acoperit tot cu plasă deasupra, să nu sară mingea deloc. Na, dai cu piciorul, pleacă în sus. N-ai ce să-i, că-i minge. Aia, eu zic că e bine așa. Eu am zis.
Din cu acela 38 de mii lei pentru serviciul de catastru, îți bani foarte puțin. Aici o să trebuiască câteva miliarde. Avem sute... Nu, ascultați-mă. Avem sute de dosare la agricol, avem la pădure, depuse și suntem obligați să omul cere în parcela pe Iuga, Iuga în parcela 2590, da? În parcela cere unul, 5000 de metri. Ce face el? Dă roată cu aparatul la parcelă, are 60 de hectare parcela, ia toate titlurile de proprietate și le așează și le intabulează pe toate. Le așează și vede dacă mai rămâne. Dacă nu mai rămâne teren, pentru unde cere omul acolo, trebuie să-i dăm în altă parte unde avem rezervă. De aia să fac planurile parcelare. Legea 247 spune clar. Dacă cetățenii comune se grăbesc, plătesc ei. Dacă nu se grăbesc, trebuie să... Și suntem forțați. Legea trebuie să se încheie. Ce am oprit eu aici e foarte puțin. Vă dați seama să vedem cojorul în parte. Și avem cereri. Nu într-o parcelă. Unul într-o parcelă, doi în alta. Avem sute de parcele. În parcelele toate, ușor, ușor, am făcut tamașul. Pe tamaș nu îmi iesă 8.000 de metri. I-am așezat pe toți lipsă 8.000. Cine cere acolo, la revedere, trebuie să-i spun cum inea Ursache, unde o să rămână. Dacă o să rămână. Dacă nu rămâne și are dreptul, la alte forme, în altă comună, în altă județă, în altă... O să... Dacă o avem în altă parțelă, de aia să fac fără parcelare, fără așezați oamenii pe... Nu, apropo, dosarul trimite înapoi. Și aici e o sumă, ca să trecem câteva dosare, 10, 15, 20, când... La obiectivul înființarea rețelei alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare. Aici avem niște SF-uri făcute mai de mult, le actualizează, le așează, le pune iar pe... Le aduce la zi. Le aduce la zi. Ridicările topul care mi le-a făcut Timuș la drum, le așează pe unde vine conducta de canalizare de apă, să cadă una pe același plan. Să cadă pe același plan, le așează, acum avem asfaltul, să modifică, trebuie să taie, să așeze, să facă, refacă înapoi, cum mai sunt niște modificări, plus avizii, care le-am scos certificatul de urbanism, în care ne-au dat niște avizii, trebuie să scoți și avizile, bani, documentație așezată, bani, peste tot. Întrebarea lui domnului Toader, că dacă și Răcăuțul ar beneficia. Din ridicările topul de la Răcăuț nu poate, această stație de epurare pentru satul Bucium, vine pe terenul de, în față, unde se vestea, la terenul de fond, în spate acolo. Nu se poate aduce din Răcăuț canalizarea, fiindcă de aici, din deal de la Dobre, diferența de nivel pleacă la vale. Dacă ai plecat de la vale de acolo, diferența de nivel e prea mare aici în vârf. Nu cred că o să beneficiez, nu, cât din cauza la șansul ăla, adâncimea o să fie prea mare dealul de căutul. E clar, e clar. Nu știam. Jos, că în altă parte nu avem toată. Bucium nu o să beneficieze, așa cum am mai spus la multe ședințe. Bucium nu o să beneficieze toți de canalizare. Cum e la fermă, trebuie stații de pompare, la iepuri. Acolo am zis că o să fac o stație de pompare jos la Mititelul, în coia aceea unde am făcut de acolo. Nici la Bucium nu o să beneficieze toți de canalizare, o să-și facă fose bitanjabile cu Consiliul Local. Când o să fie toate astea gata, sper, prin niște bani europeni să prindem o vitanjă, șofer pe ea, o sumă modică pentru scoaterea salarului omului angajat pe șoferul pe vitanjă, consumul motorinei, scoate din fosă și băgăm în stația noastră de epurare. Deci nu ducem la chimic să dăm bani. În stația noastră de epurare, atât Răcăuțul, până o să se facă canalizare și la Răcăuț, și Răcăuțul și la cei care nu beneficiază de Bucium, de canalizare, nu o să beneficieze niciodată, că așa e terenul.
Vine vine vitanja cu o sumă, cu la fel făcută în Consiliul Local aprobată, o sumă modică să scoatem șoferului, angajatului. Și tot consumul, așa m-am gândit eu că altfel nu se... M-am așezat eu la Eco, în locul la unde stă Eco. Ce fac? Cu ce să-l scot de acolo? Trebuie să șopi omul ăla, să-l ajutăm cât de cât să beneficieze și el din stația de epurare. Dar numai pe bază a cumpărat o mașină, a cumpărat o vitanjă. Deocamdată, să ne rugăm la Dumnezeu, aveam 5 ani, nu? 6 ani. Am depus pe 3.2.2, al 600-lea, eligibil la 600-lea, fără finanțare. Am depus drumuri, da sute de drumuri, da bani cheltuiți, București. Am depus pe urmă pe mediu. S-au schimbat guvernele, s-au schimbat PDL-ul, s-au dus la boală la toate. Am primit o adresă de la București, când mi-a întrebat o declarația mea, am depus și declarația, cu aceea au rămas la revedere, s-au schimbat guvernele, s-au dus dracului. Și am rămas, acum din nou, au apărut de măsura 7,2 de trafir. Încercăm, s-au depus până în decembrie, nu am fost pregătit, n-am avut drumurile intabulate, trebuie să depui toate, tot, până la capăt, tot ce spunem în grilă. Acum poate reușesc pentru sesiunea pentru martie să depun documentația toată. Ați mai zis aici la 60.000 de lei, că ar fi bună o mașină. Eu nu zic că nu e bună o mașină de dezăpezire care dă și cu lamă pentru asfalt. Numai pentru asfalt, că aia nu poți să o bași pe uliță, că îți aruncă lama în cap. Numai pentru asfalt, dar aici avem noroc că iarna până acum. Și poate ne mai rămâne ceva, vedeți aici. Și bă, mai spune o mașină de balastru, mai pus unde anul trecut, unde am mai avut. 60.000 de lei nu e nimic față de alte comune care ați văzut că la dezăpezări cheltuiesc miliarde. Cheltuiesc miliarde. Acum, nu zic că nu e bună o mașină, dar făcând socoteală la angajat, că trebuie, el nu poți să-l folosești numai iarna la dezăpezări. Să ții un angajat, că nu-ți vine nimeni cu 8 milioane aici să stea la primărie un an de zile. Nu vin, ați văzut cu microbus, nu vin. Ați văzut, nu vin. Am de scos de 3 ori la București, nu vin. Pentru banii ăștia. Nu vin. Să duce în altă parte, de 15 pe utilaje. 15 milioane, 20 milioane. Eu zic că doamna, dacă pentru un program și să luăm o mașină, de aia nu e rău. E în curte. Poate vreodată și vreodată, sper că când o să crească salariile la funcționari, în administrația publică locală, cum spune de la sumele alea, bune și frumoase, sper că atunci o să se bată pentru locurile astea. Da. O să se bată, de-abia așteaptă să facă cealaltă angajatul să vină viața sau să-i bage că nu a făcut treabă, dat afară și să vină el. Sper că în anii următori, dacă se reorganizează legea cu salariile, o să se bată pe locurile astea care o să le avem. Da. Și nu e rău. Să ai și o mașină de dezăpezire, o basculă, utilajul, buldoi, excavatorul. Atâta ce stăm rău la noi, nu avem balastru. Nu, tot ce e pe cașă, cu balastru mare, bolovan mari, nu avem balastru mărunt pentru cum e la Helegiu, cum are tazlău, trotușul, porțiuni de balastru, unde zici că e sort. Noi aici la casă, după ce suntem săraci, avem și o zonă foarte proastă. Nu avem. Tot am căutat mereu, tot. Cei de la casă, nu e bine să alegi pe Yamaha și pentru drumurile unde se fac din pământ. Atunci, unde primul bagi buldozerul, decopertez, pui primul strat. Unde decopertez și pământ pus de ăsta. Dar nu, gata, nu mai merge. Da. Cam asta este și aici, domnul Dalea. Foarte mult. Să trăiesc. Mulțumim la urmă. Cine este care este? Domnul primar, aveți cuvântul pentru a prezenta un băie din ordinea de zi. Nu știu că m-a luat de atât. Da. Da.
La punctul de inițiere a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonator terțiar de credite și asimărilor pentru anii 2017-2019. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la constituirea bugetului separat pentru școala Bucium, în mod asemănător ca și în anul 2015, bineînțeles după aprobarea bugetului local al comunei. Astfel, pentru anul 2016, prin adresele numărul 3849 din 31-12-2015 și numărul 147 din 18-01-2016, administrația județeană a finanțelor publice a județului Bacău, s-a repartizat comunei Bucium în vederea aprobării bugetului școlii din localitate cu o sumă de 1252.000 lei, din care pentru plata salariilor cadrelor didactice suma de 1082.000 lei, iar 170.000 lei pentru bunuri și servicii. Alte specificații cu privire la aceste sume am făcut în raportul cheltuielilor când am prezentat bugetul local. De asemenea, așa cum ați putut observa în coloanele 4, 5 și 6, am prevăzut și sumele estimate pentru anul 2017-2018, sume care cresc progresiv pe parcursul anilor, funcție de necesitățile de la instituția de învățământ. Pentru aceste considerente urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată. E vorba de la bugetul local. Școlii, banii pentru bugetul școlii, cine i-a dat, i-am dat înapoi, plus de la noi. Da, mulțumim, domnul rezumat. Domnul președinte al Comisiei Buget, aveți cuvântul. La mult timp nu sunt dispus, deoarece când am aprobat bugetul consolidat, la capitolul 6.02, și această sumă prevăzută, nu sunt prea multe de discutat, crește progresiv pentru până în 2019, vorba și despre, o să apară, poate, legea salarizării, unde profesorii sunt altfel remunerați, cu alte sume, deci s-a prognozat, este o prognoză. O prognoză pentru anul. O prognoză pentru anul, măcar nu este bătută cu ei, până, cu toate cheltuielile. O estimare. Da, o estimare, exact. Comisia nu are obiecțiuni, suntem de acord cu. Mulțumesc, domnul președinte, dacă sunt înscrie la cuvânt. Dacă nu spunem amă, cine este pentru? Cine e împotrivă? Mulțumim. Domnule Cumar, aveți cuvântul pentru prezentarea punctului 3 din ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rețelei școlare din Comuna Bucium pentru anul școlar 2016-2017. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat a fost inițiat ca urmare a primirii avizului conform la proiectul de rețea școlară transmis de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău prin adresa numărul 77 din 12-01-2016. După cum știți, deja în luna noiembrie 2015, pe ordinea de zi a ședinței din data de 19, ați adoptat hotărârea numărul 37 prin care s-a aprobat proiectul de rețea școlară pentru anul 2016-2017. Această hotărâre fiind transmisă Inspectoratul Județean Școlar. Ca urmare a acestui proiect, Inspectoratul Școlar Județean a emis avizul conform, astfel încât se impune aprobarea definitivă pentru anul 2016-2017 a rețelei școlare. Temeiul legal al inițierii proiectului de hotărâre a fost detailat în data de 19 noiembrie 2015, când s-a aprobat proiectul, astfel încât nu voi mai reveni asupra acestuia. Fiind vorba doar de o formalitate, rog analizați și aprobarea proiectului de hotărâre. Vorba că ați mai aprobat în noiembrie, acum am primit avizul de la Inspectoratul Școlar. Doamna președinte, continuați. Mulțumim, doamna președinte. Ce pot să spun? Acest proiect de hotărâre a fost analizat astăzi. Se cere aprobarea în original a hotărârii Consiliului Local. Putem spune, cum ați văzut și dumneavoastră, că nu sunt modificări în procesul, în proiect de hotărâre față de 2015, așa că, în concluzie, membrii Comisiei au analizat proiectul de hotărâre și sunt de acord cu el. Vă mulțumesc, doamnă. Mulțumim, doamne președinte. Înscrie la cuvânt, profesor. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abține. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul 4 din ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situației de urgență în anul 2016. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile ordonanței de guvern 2288 din 09-12-2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale, privind prevenirea și gestionarea situației de urgență, precum și prevederile Ordinului Comun MAIMPP numărul 192
1422 din pe 2011 pe 2012 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale și a Ordinului Comun MAIMP 245 din 3403 din 2012 pentru aprobarea și procedurii de codificare a atenționărilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice pentru preîntâmpinarea producerei situațiilor de urgență specifice și având la bază referatul prezentat de șeful SBSU Bucium, domnul viceprimar Mihalache Ion, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus pe aprobare necesarul existentul și propunerile de realizare în anul 2016 a principalelor funcții de sprijin atât materiale, financiare, dar și umane în vederea gestionării situației de urgență ce pot să apară pe raza comunei Bucium. Având în vedere faptul că în anul precedent din taxe speciale PSI, suma totală colectată a fost 6.000 lei, dar și faptul că pentru anul 2016 această taxă nu s-a majorat, însă totalul colectării s-a preconizat a se ridica la suma de 7.000 lei în anexa numărul 1. La proiectul de hotărâre am propus departizarea sumei de 5.500 lei pentru localizarea și stângerea incendiilor și diferența de 1.500 lei pentru asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție persoanelor evacuate și altor resurse. În anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre au fost detaliate sumele din anexa numărul 1 respectiv. Pentru stingătoare un număr de 11 stingători la un preț de 85 pe stingător a rezultat suma de 935 lei. Pentru echipamente și intervenție, un număr de 8 echipamente la un preț de 251,9 lei a rezultat suma de 2015 lei. Pentru alimentare, apă din hidranți, 350 metri cub la un preț de 7 lei metru cub a rezultat suma de 2450 lei. Pentru asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție a persoanelor evacuate și altor resurse consum carburanți pentru 400 litri motorină. La prețul de 4 lei a rezultat suma de 1600 de lei. Din punct de vedere uman, conform anexei numărul 3 la proiectul de hotărâre, ar fi nevoie pentru acționarea în situații de urgență de un număr de 50 de persoane care să îndeplinească toate categoriile de funcții, însă, după cum cunoașteți deja, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Bucium are în componența sa un număr total de 21 de persoane, la care am adăugat un număr de 3 persoane din cadrul tribunăriei care se ocupă de întocmirea documentelor și a asigurat păstrarea acestora. Astfel că pentru anul 2016, pentru gestionarea situației de urgență, am prevăzut a fi folosit un număr de 24 de persoane. Vreau să vă menționez că există obligația Consiliului Local că în fiecare an să aprobe resursele financiare, materiale și umane pentru buna gestionare a situației de urgență și tocmai de aceea am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Acestea sunt argumentele și rog consilierii să analizeze și să aprobe în consecință. Aici este vorba de la situație de urgență. Ne obligă procedeii cu voluntari, cu tot ce trebuie, cu de te doare capul. Pentru comun e foarte greu. Ca să ai voluntari să faci antrenamente cu ei. Ce spune legea? Nu știu că nu știu câte comune din județul Bacău. Nu vorbesc de Bacău eu. Dacă sunt comune sau una, două care au nici Oituzul, care are 100 de miliarde de imposte jutate, nu cred că are așa ceva. Nu cred. Iar noi cu 2 miliarde din imposte și taxe ne trudim, avem să facem față cât de cât la o inundație avem cu ce face față. Dar nu putem să ne ridicăm, cred că niciodată la stanță. La ce? Ați văzut că anul trecut a fost 60.000 de lei, 60 de milioane de la PSI-ul. Anul ăsta zicem că se adună vreo 7.000 și măcar să facem strictul necesar, stingătoare, să avem că vine nu, dar nu-i în caz. Vin mereu să controlează, să uită la data de expirări. Și amenzi, de te spări. Aici la alimentare cu apă nu am dat până acum, nu au fost loc să intervină, dar trebuie
ne-au spus obligatoriu că în alte comuni au fost, au fost au fost mașinile la pompieri să stingă casele și nu i-a dat voie primarul să se raporteze la că trebuie plătit apă. Așa că noi am prins, am prins și așa ceva, să avem, să fim acoperiți, în caz de, să fim acoperiți. Și în timpul ăla au ars casa și ei se certau cum să facă cu apă. Din puținul ăsta am pus ca să avem necerii, să avem așa ceva, mai vedem ce mișcăm, să ieșim și cu bine, să nu avem probleme deosebite, să nu avem focuri, să nu să mai scăpăm și de inundații, poate ne mai ajută Dumnezeu, că din bugetul local, ca să mărești impozitele la oameni, să le mai pui și asta în cârtă, e greu. Da. Mulțumim, domnule primar. Mulțumesc, doamnă. Am înțeles cu toții că acest proiect este de necesitate pentru comuna noastră, așa că, în concluzie, membrii Comisiei Juridice au analizat și sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Mulțumesc, cum să scrie la cuvânt? Da, nostru a avut parte de două necazuri mari, mai mari decât în foarte multe din zonă. Incendiu mare din 2002 și inundații din 2005. Și acum incendiu, când a fost incendiu, eram în comuna Ștefan cel Mare. În sfârșit, în fața focului, mult mai greu să... Bine, la fel și în care am. Eu aș vrea să spun totuși un singur lucru, la inundații. Deci, domnul primar își amintește că nu era nimic. Bine, eram și la informare, că era, fost mi se pare că în 2006, nu în 2005. 2005, 2010, 2012. Da, 2005 atunci. Deci, inundații am. Eu cred că totuși s-ar putea, adică, țin minte că în celălalt consiliu în care am mai fost, din 2005 în 2008, era o grupă de voluntari, formată din consilieri, până că... Deci consilierii veneau cu niște oameni care... Că măcar să se anunțe, că de exemplu atunci și-am terminat. O propoziție, Atunci, de exemplu, în 2005, pur și simplu veniți romii în sat, știți, nu trebuie să vă mai spun, și a deschis școala, intraseră acolo, nu stătea nimeni în calea lor, deci trebuie cumva, că nu, a ne rugat la Dumnezeu să nu vină, să nu... Nu e de ajuns. Mulțumesc. Da, mulțumim. Grație și controlul. Domnul Vice, poate. Interesant, fac câteva referiri, având în vedere că sunt șeful serviciului pe situații de voluntariat, pe situații de urgență. După cum știți, această funcție o dețin pe cumul de funcții. N-aș vrea să mă plâng că este greu, că este nu știu ce, dar vreau să vă spun și să vă informez că organigrama serviciului voluntar pentru că o situație de urgență este întocmită. Deci, după cum s-a prezentat și un raport, sunt 21 de membri. Problema este că este adevărat. Membrii ăștia, din punct de vedere, avem doar pe hârtie. După cum știți, fiecare lucrează cum lucrează, unde lucrează, când ia focul este foarte greu ca să... Când ia focul aici, așa vine alții. Să fie învoiți pentru instructaj, pentru antrenamente, pentru prezentări la diferite concursuri în care suntem anunțați. Problema hidranților, doar să vă informez că sunt perfecte stare de funcționalitate, absolut toate. Acum am și achiziționat indicatoare și am completat unde ca locuri unde n-au fost pentru avertizare hidrant. Și aș vrea să vă mai amintesc faptul că în cele 8
mijloace pentru intervenție, deci acolo am avut în vedere achiziționarea a două motopompe în caz de inundații pentru toate rapide pânțile cetățenilor, beceri și case și altceva și două grupuri de electrogen pentru funcționare. Având în vedere că situații de urgență, știți foarte bine că sunt rupii de energie electrică și de asta au fost prevăzute. Vă mulțumesc pentru faptul cum ați ascultat. Mulțumesc, am vrut să fac de la ședința trecută o propunere în legătură cu microbuzul pentru ieri. Și am așteptat ședința asta, n-am vorbit înainte. Oare nu se poate să lucreze pe microbuz și cu contra de colaborare? În situația în care ar putea lucra, s-ar simplifica o leacă problemă. Că, într-adevăr, nu vine șofer, poate, pentru salariu, deși, nu știu, decât să ia nimica, trebuie interesat și în situația asta s-ar putea, așa cum s-a făcut o înțelegere, după părerea mea, termin imediat. Tot 20 de ani. Termin imediat. Că vrea el, în colaborare. Termin imediat. Așa cum v-ați putut înțelege cu cei de la microbuze, am uitat cum îi mai cheam, pe ăștia, Atic sau așa, în legătură cu autobuzul pentru elevii români, cred că s-ar putea găsi cumva, s-ar putea aveți o discuție și cumva trebuie rezolvată problema și să stai cu microbuzul. Mai degrabă îl dai acolo unde vin copiii câte 10 km prin tot părere. Da. Ca să mai revin la o singură chestiune, că toate e diverse, referitor la modalitatea cum lucrăm noi aici. Adică, pur și simplu, eu fac niște propuneri. Nu e necesar să, nici să îmi răspundeți cu atac la persoană, de genul de la ședința trecută, că stresat, că am zis eu așa ceva? Domnul viceprimar. Că dacă am avut o propunere, dacă am avut o propunere mai de mult în legătură cu accesul, da, mulțumesc, domnul președinte. Vedeți, face domnul. Ne ajutăm de aici problemă. Da, e divers. E divers, sigur. Făceam o propunere mai de mult în legătură cu accesul animalelor la islazul comunal de la Rătăuți. Și mi se întâmplase un caz. Am fost făcut la mișto, patina. Ei, bun, eu vreau să vă mulțumesc, domnul primar, deși târziu, e foarte târziu, vreau să vă mulțumesc pentru accesul la care s-a făcut acolo. Deci s-a putut. Nu cu bani de acasă, sunt bani, se poate face. Deci și trebuie neapărat să ne adversăm așa. Propunem. Așa a fost atunci. Așa a fost atunci. Păcat că, de exemplu, că am mai făcut și alte propuneri pentru care țin să vă mulțumesc acum. Referitor la terenul de minifotbal de la Răcăuți, faptul că ar trebui să se joace și copiii din Răcăuți. Și s-a putut, a zis cât de simplu, am vorbit, bun. Și am ascultat opoziția, nu? Nu, e ascultat. E vorba că e o propunere, trebuie luat în seamă, poate și ăla, unul ăla singur. Poate are un... Da. În legătură cu camerele de luat vedere, iar. Deci s-a luat în seamă, s-a montat deja. Se poate vedea, am înțeles că s-au pus și în clasă, nu s-a nu funcționează. La școală. La școală, de școală vorbim. Da. Păcat că nu s-a luat în seamă o propunere pe care am avut-o eu la începutul anului 2008, când înainte de a se face puzul, planul urbanistic zonal, pe zona Călugărescu, partea dreaptă și stângă, probabil, de la capătul Răcăuțului spre Onești, când am propus atunci să facă o raioneare, un acces la până la 200 de metri în adâncimea terenului și cu posibilitatea de mărirea suprafețelor construibile. Păcat că nu s-a luat în seamă. Dacă se făcea,
era chiar bine. Și era chiar teren, cum am spus eu atunci. Chiar era teren. Că, și nici nu trebuie mult, că, de exemplu, accesul ăla, drumul ăla exploatare care se făcea de 3 metri lățime la 200 metri de drum, paralel cu drumul principal, nici nu se spărea nimeni că lua, pierdea 10 metri ori 3 trei. Atunci se putea face. Nu se mai poate. Nu vor. Niciodată nu. Am încercat, am luat pe toți, am spus să facem parcelări, să vândă, să tripla numărul de construcții. Din de restul, se să tripla facem... numărul de construcții. Bun, da, dar nu s-a făcut. Ne-am dat tot interesul, se fac cu bani, se le bag bani în buzunar, dar n-au. Iar în ce privește canalizarea de la Răcăuță, am vorbit atât de chiar mișâs, nu silă, că silă nu poate să fie de condițiile pe care le am eu. De exemplu, mă pot întâmpla, da, mulțumesc, domnule. De exemplu, se poate întâmpla vreodată. Vedeți că de la an la an tot apar norme noi europene și pe mediu vor apărea norme serioase. Să face un studiu că în zona Răcăuțului din cauza infestării pânzii freatice. Da, bine, da. Eu am zis așa cum zic și dacă vă duceți pe divale la Belda, când coborâți pe drumul Fănică, că eu așa am înțeles. Rămâne drumul Fănică. Am înțeles. Ăla este drumul Fănică, nu asfalt. Așa? Și pe partea aia, deci la toți, sunt și găini moarte. Și vine cineva, vedeți? Dumneavoastră spuneți că, sau cine spune că, Răcăuțeni ne spun, nu dumneavoastră, eu m-am prins de mult, de la început, din 2005 de când am intrat în Consiliu. Ăsta e catastru, că vorbești, ei, vorbesc, dar vorbesc ce trebuie, nu vorbesc ca iurea. Și nu vorbesc ca iurea, nu mă duc nicăieri. Și de fapt, ce să mai, că deja nu mai are să mai discutăm, că repede zeci de ori și tot acolo să ajungi. Deci numai, nu, dacă vine cumva garda de mediu și vede ce e acolo, haideți într-o zi cu mine, vă fac cu mediu, da, știți, bine. Îi văd pe cineva care, garda de mediu, îi dau câteva răspunsuri, așa, în mare, despre microbuz. Iar din nou scoate, nu se poate ce spuneți că cine vine să negocieze cu mine, îmi negocează să de 20 milioane. Atunci sau cât îi dă lui cineva. Iar se scoate la atomă. Sper că de data asta să eu sunt băiat de Mbucium, dă examenul acum, își ia atestatul, vrea să vină, îi place și știe să lucreze în orele libere. Și pe Buldo, că în vacanță, de la 12 la, de la 8 la 12 nu are transport. Știe să lucreze și pe Buldo. Știe să lucreze și pe Buldo. Nu putem să facem chiar ce vrem noi. Cu terenul în câmp în Cărugărescu și pe mal, când am făcut pugul, am trecut 200 de metri și pe o parte și pe alta cu drum la 100 de metri. Când la câteva sute de metri iar dau drum să vină în ala de 200, nimeni n-a vrut să înțeleagă că are 60 de metri lățime și am spus așa, venim mani, ai 60 de metri, fă-ți mă, să faci mă, dau o vilă, vinde restul, parcelăm, vindem restul, vindeți restul, îți rămâne și cu bani și cu o vilă gata. N-au o palmă de pământ, încă vor să mai iasă și în drum. Da. Nu-mi dă voie nici la cei 11 metri din altul drumului? Aici unde merge? Cum a făcut? Au ieftit, acum am vrea. Au făcut 3 case. Nu e drum, nu e drum. La 100 de metri nu mai e drum. Nu mai e drum. Să putea unii chiar cu drumul ăla. Să nu credeți că n-am vrut. Ce dat el. O cedat de rog, vreau de-o cumpărat. O cedat de așa, ala, da, ala e drumul, ala e drumul 4 metri. El, vis-a-vis, o să-și mai fac, iar mai lasă și acela 4 metri. Și este un drum, ca să poată să intre mașina de pompieri. N-au vrut. N-am stat de vorbă, n-au vrut. Nu când e terenul, nu ați văzut că satul Bucium și satul Răcăuță. Dacă poate să mai iasă în drum. Nu să lasă. Nu să lasă. Asta e, așa, în... În Cărugărescu, își face fiecare casele cum vor, vinde când vor. Nu poți să intri în proprietatea omului. Nu poți să intri cu forța, decât de bunăvoie. Iar în rest, domnul Toader, mă bucur că o parte din ce a spus am realizat,
că nu s-au realizat toate, nici eu n-am putut să realizez toate. Ce mi-am propus, nici dumneavoastră nu v-ați realizat toate din ce v-ați propus. Păi eu lucrez cu banul. Da, da, nu. Dar banul nu e la mine în buzunar. Nu, nu la mine în buzunar. Acum mai sunt 3 luni. Mai sunt 3 luni, candidați, ieșiți primar. Și luați că drămăluiți banii cum trebuie. Dacă puteți să-i țineți în buzunar, nu e nicio problemă. Nu, mai sunt 3 luni. Gata. Cu care vrea primar, iese primar și dacă iese, o să vadă. Iar în rest, acolo, cum am spus, că sunt, aveți dreptate, câteva țevi, în loc să aibă fosă, din fosă, merge pe marginea islazului, n-ajunge vitre deocamdată până acolo să pască sus. Sper că în primăvară îi depistez pe toți, pe toți să-și facă fosă vitanjabilă. Nu le dau termen o lună să-și facă fosa, nu-și face fosa. Fosa în campanie electorală? Nu, nu. Dar eu fac și în campanie, că nu mi-e frică, tot ești primar. Și așa, și așa tot ești. Da, nu contează, poate să ieși din 3 tururi. Din totdeauna am avut 90-80 și tura asta nu cred că mă duc să facă unul mai mult copil decât unul. Eu mă rog la Dumnezeu să fiu sănătos, să pot candida și să ajut cetățenii comunei Bucium cât pot. Cât pot. Cât mă ținem și mă alege, stau. Până mi-a dat drumul, mă duc acasă, liniștit, nu mai stau deloc aici. În Bucium? Nu, în Consiliul Local, nici viceprimar, nici consilier, mă duc acasă și mă treabă mea. Iar dacă o să vin un primar, ba da, dacă o să vin un primar și care nu o să se trezească la două noaptea, să încălzească apă caldă, să pornească, să facă de zăpezării și să agăță plugul prin zăpadă, V-ul, cum fac eu la două noaptea, îmi vând tot în Bucium, îmi iau o garsonieră în oraș și mă pot la etajul ăla. Că și vin. Că nu-ți văd în lucru aici. Mă duc la vila mea la Panșa acolo, ne-am vilă, piscină. Nu ești până acolo. Nu, nu plec în nicăieri, dacă ar pleca vreodată, m-aș supăra, tot umanește. Acolo, pentru mine, a fost plecat de la 14 ani. Nu mă mai atrage nimic, nici măcar nu mai am cunoștințe, ca să mă duc acolo, cunoștințe, relații. Nu mai trebuie o viață de om. Eu, ce să vă spun, sunt mulțumit ce am realizat. Cred că și cetățenii comunei Bucium sunt mulțumiți realizările făcute. Și cred că pentru aceste realizări, atât se poate, așa i-am drămăluit să facem, să vadă fiecare că am făcut câte ceva. Nu am mărit impozitele deloc, după cum știți, domnilor consilieri, nici din 2005 niciodată. Și ne trudim. Ce facem? Mai avem bani, mai bătem o scândură ca și acasă. Mai avem bani, mai facem ceva, mai fac rost de bani, mai facem ceva. Numai să nu pun în cârcă la cetățenii mei. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Doamna președintă. Mulțumim, domnul primar. Mulțumim, domnul primar. Mulțumim, domnul primar.